Comportamentul suspect i-a dat de gol. Un tânăr de 25 de ani și o fată de 24 de ani au fost prinși de carabiniere în timp ce ascundau pliculețe cu narcotice pe strada Melestiu din centrul capitalei. Reținerea a avut loc în seara de 28 iunie în jurul orei 20. Potrivit șefului serviciului relații cu publicul al inspectoratului general de Carabinieri Alexandru Bejan, carabinierii care patrulau în zonă i-ar fi observat pe cei doi, iar comportamentul lor le-a dat de bănuit. Oamenii legea au început să se îndrepte despre suspecți iar în acel moment au observat cum fata a aruncat ceva din mână. Cei doi au fost imediat imobilizați, iar în pachetelele aruncate s-a dovedit a fi o substanță de culoare verde gălbuie asemănătoare drogurilor de tip vegetal. Ulterior, asupra celor doi indivizi au fost depistate încă 22 de pachetele cu conținut asemănător. La fața locului a venit și poliția, iar cei doi au fost duși la inspectorat pentru stabilirea circumstanțelor. Acum, atât individul de 25 de ani, cât și amica lui de 24 de ani ar putea fi cercetat etat penal pentru vinderea substanțelor narcotice